Și asta. O să ducă cu ea amintirile cu părinții nebuni. Ea a fost, în privința asta, mă, e un norocoasă. Păi eu mă bucur pentru fata, păi și eu mă bucur că te bucur, fetiță, că tu știi prea bine că ne chinuim să-i facem amintiri, să-i dăm ce putem, amintiri. Nice. Nu spun de câte ori îmi zicea Maria, mulțumesc, mami, mulțumesc. Asta. Să ai așa părinți. E altceva, fetiță. Am zis eu, degeaba dai bani. Fata mea mai are puțin și face 17 ani. Mai are o săptămână și face 17 ani, iubita. Dar ce vezi, ce s-a văzut aseară pe live, noi așa am fost toată viața cu ea. Noi ne-am pus acolo în mintea ei, ne-am pus la nivelul ei, mersi din suflet, iubita. Noi am făcut multe chestii, dacă mă cunoașteți mai de mult, eu și de Halloween mă las machiată de ea și ne-mi place așa să intrăm în povestea asta ei, să se simtă bine, să nu merge ea doar ea. Uite cum era seară Five Finger Death Punch, dacă își punea ea numai mâna aia pe față, s-ar fi simțit prost. Na, toată lumea normal și ea cu chestia aia, dar văzându-ne pe noi părinții că ne-am făcut și noi, are altfel, nu e rușine, știi? Înțelegi, nu e jenă, nu e rușine, nu înțelegi, adică contează mult să te pui la mintea unui copil ăsta, adică să te pui în chelea lui. Și am mers, fetiță, cu până o metrou, până, nu că n-am fost metrou cu mașina, până la zona aia, noi eram singuri, toată, și pe live-ul mă întreba lumea, ce-ai pățit la față, dar e jos și m-am pătut soțul, le ziceam. O grămadă lume m-a întrebat că ce-am pățit la față. Ai înțeles? Contează mult pentru copil să-i dai ce are nevoie, bănele, să te pui la mintea lui și, deși are 17 ani, seara de euro o să ducă cu ea mult timp. Făcea și ea ca toate alea, ca dansa cu taxul pe acolo, făcea ca toate alea. Mai, s-a fost super. Dar trebuie să intrați pe YouTube să vedeți, că de-aia am și făcut live-ul pe YouTube, să rămân acolo. Nu știu cât o să stea până o să-mi dea ăștia strike mare și nu o să se mai vadă. Dacă nu mi-o fi și dat, abar, na. Că, na, de unde drepturi de autor. Și așa mă mir că m-au lăsat să transmit atâta timp fără să-mi dea, fără să trebuiască să-l închid pe live. Că îmi dă avertizări și nu știu cum l-au lăsat atâtea ore, s-au păcălit, erau obosiți ăștia de la YouTube. Și mi l-a lăsat fetiță, nu mi-a trimis nicio avertizare. De pe acum dimineața am văzut când venea acolo că n-are drepturi de autor, că n-are aia, că n-are aia. În orice caz, eram la live, unul stăteam bănele. Așa stăteam, cu unul transmiteam, și cu unul înregistram. Uite, tot timpul cât a durat spectacolul ăla, eu așa am fost, cu două de-astea, mai oboseam. Nu se auzea clar, păi nu se auzea probabil clar, fetiță, că dacă bușeau boxele alea acolo, dacă, ce știu, trebuie să ai scule pentru sonor, pentru astea, eu nu știu cum se auzea. Dar la mine se auzea perfect, fetiță, a fost de vis, a fost raiul pe pământ ce a fost aseară, ce să zic. Metallica, ai zis Metallica și zici tot ce să mai ia, a fost superb. A fost tare după ce am ieșit și mă uitam după englezoi de ăștia beți. Să-mi dea și mie o pană de aia. Nu, eu făceam, găseam eu vreunul pe acolo să-mi dea și mie o de aia. A, cred că de aia nu m-au blocat. A, se poate, nu o fetiță că au venit, nu. Așa se întâmplă, că și pe live-urile astea, că mai fac în bucătărie, îmi dau târziu. Și aduc după 2, 3, 5 ore aminte să-mi dea bloc. Știi? Se mai întâmplă și de astea. Ia ce am văzut, fetiță. Bun. Nice. Și asta, fetiță. A fost superb. A fost o bestie asta de short-ul meu, cum râd. Și o să-mi pun pozele astea superbe pe care mi le-am făcut. Pe YouTube, peste tot, o să pun, o să fac multe materiale din ce am înregistrat eu ieri. Mai s-a fost de vis, ce să zic. Uite, uite, uite cum s-a auzit.